Florin Ionuată, declarații, pe care le-a prezentat președintele, toate acele motivări că de fapt sunt diferențe între sumele prevăzute la anumite capitole, nu se susțin. Și în consecință, Parlamentul, cu un vot majoritar, așa cum știți, noi cu 272, parcă rețin, am adoptat bugetul, cred că cu un scor sau cu un vot masiv peste 270 îi vom retrimite, astfel încât a doua oară în 10 zile să fie obligat. Deci nu veți face nicio modificare la forma... Nu se va intra pe fond, pe articole. Nu. Ați văzut, nici nu era foarte bine pregătit președintele, căuta tot felul de scuze că de fapt nu dorește să promulge bugetul, dar tocmai ca să arătăm forța și capacitatea majorității, în cel mai scurt timp, când vom primi, vom face ședințe reunite și la comisiile de buget, apoi un vot în camerele reunite, astfel încât, așa cum știți, constituțional, poate află și dumnealui, a doua oară va fi obligat să-l promulge. A vorbit despre un buget al rușinii naționale și de un vinovat care este PSD-ul pentru acest buget. Cum vedeți dumneavoastră această poziționare a domniei sale? A primit, cred că, textul de undeva, nu s-a documentat, consilierii dumnealui cred că nu sunt suficient de pregătiți pe calculul și pe modul în care a fost constituit bugetul. Dacă discuta cu asociațiile, fie că discutăm de primari de comună, fie că discutăm cu cei de la orașe și așa mai departe, toți cei care au prezentat susțin în continuare. Ca să nu mai discutăm, fie că discutăm de Ministerul Transportului, Ministerul Sănătății sau toate celelalte ministere, este un buget cu o creștere economică suficientă, care asigură pe de o parte finanțarea acelor cheltuieli și acelor investiții pe care noi ni le-am asumat în programul de guvernare împreună cu colegii din ALDE, și în același timp chiar și acea criticată creștere a alocațiilor pentru copii, avem sursa pentru, odată cu adoptarea bugetului, să fie în plată. Președintele a vorbit despre o albire a dosarelor infractorilor. E o temă pe care președintele acum e în campanie, pot să-l înțeleg că e în campanie, și tema predilectă de campanie e aceasta cu dosarele, corupția și așa mai departe. Poate ne lămurește cum e cu casele, cu banii de luat abuziv pe casele de la Sibiu și așa mai departe. Venim puțin la chestiunea bugetului, ne puteți spune dacă există consecințe practice ale retrimiterii, ale acestui gest al președintelui? Păi nu, consecințele practice sunt că nu se adoptă bugetul și de fiecare zi întârziere autoritățile locale sunt obligate să se încadreze în acel 8% din anul trecut. Creșterile semnificative de la alocații până la pensii și așa mai departe, atâta timp cât nu avem un buget, nu pot fi aplicate. Deci, în fiecare zi de întârziere, cei care nu primesc fie alocații, fie pensii, fie salarii, să se uite spre Cotroceni și spre președintele Iohannis. Sunt probleme pentru plata pensiilor sau a salariilor? Nu, eu discutam de creșteri. Sunt anumite creșteri care sunt prevăzute în buget și toate aceste creșteri care sunt prevăzute în buget, fie că discutăm de autorități, fie că discutăm de alocații și așa mai departe, sunt cuprinse capitol distinct în buget. Și atâta timp cât nu avem un buget promulgat, toate aceste creșteri pe care noi le-am anunțat nu pot fi aplicabile. Președintele a spus faptul că PSD a întârziat acest buget 2 luni de zile și el este vinovat pentru aceste întârzieri, nu președintele. Păi bun, am demonstrat cu date, cu argumente, cu statistici că acest buget se susține. Dar a fost întârziat de PSD, venind în februarie. Bun, ne-am asumat acest lucru, ne-am asumat această întârziere, dar, repet, bugetul așa cum este construit acum se susține și este un buget pentru creșterea tuturor domeniilor și tuturor măsurile pe care noi ni le-am asumat. Legat de Tudorel Toader, ce vă așteptați luni atunci când va avea loc această ședință a Coaliției de Guvernare? La ce vă așteptați? Pentru că am văzut cu toții reproșurile pe care le-ați făcut ieri în plenul camerei. Nu, au fost niște sfaturi și niște dorințe pe care eu le aștept de la Ministerul Justiției. Atâta timp cât avem niște...